Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem bombardați zi de zi cu tot felul de informații, multe dintre ele având un caracter de recomandare, de sfătuire. Ni se atrage atenția asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru din punct de vedere economic, cultural, social, medical sau din multe alte domenii. Ni se fac recomandări de tot felul menite să îmbunătățească calitatea vieților noastre. În ceea ce privește jerfele, Dumnezeu nu face simple recomandări ci el dă legi poporului său cu privire la acestea. Poate vă întrebați de ce este nevoie de legi, sau de ce nu rămâne Dumnezeu doar la simple recomandări. Vedeți, Dumnezeu ne recomandă să-l urmăm pe el, să ne încredem în Domnul Isus pentru a primi viața veșnică pe care el o oferă tuturor celor ce cred în el. Acestea sunt recomandări. Dumnezeu nu face din aceasta o lege. El ne recomandă să alegem ceea ce este mai bun pentru noi oamenii. Dar odată ce am ales să ne apropiem de El, sunt anumite condiții pe care trebuie să le respectăm. De Dumnezeu nu putem să ne apropiem oricum. Noi nu avem de-a face cu un Dumnezeu oarecare. Noi avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care are o natură sfântă. Din această cauză, trebuie să respectăm anumite condiții pentru ca în cele din urmă să ne putem apropia de El. Ei bine, aceste legi privitoare la jerfe sunt condițiile pe care Dumnezeu le pune pentru cei care vor să se apropie de el. Mai mult, ele sunt puse pentru ca nouă să ne fie bine, noi să ne putem apropia de el și să nu murim. Condiția noastră, natura noastră păcătoasă, nu poate veni în contact cu sfințenia lui Dumnezeu și să trăim după aceea. Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră sunt într-o incompatibilitate desăvârșită. Din această pricină sunt necesare aceste prevederi, aceste instrucțiuni. Instrucțiunile pentru preoți continuă și în acest capitol și se referă la jerfa pentru vină și la jerfa pentru pace, sau jerfa de mulțumire, cum o să vedem. Aceste două jerfe aveau un caracter mult mai personal decât celelalte. Vina, nelegiuirea, era o chestiune individuală și îl privea pe fiecare vreu în parte, nu era o problemă a întregii adunări. Pacea era iarăși o pace de care se bucura fiecare în parte în grupul celor credincioși. De fapt, vedeți, este vorba și de mulțumire. Acum, nu este vorba despre mulțumirea personală a celui ce aducea jerfa. Nu era ceva ce aducea satisfacție sufletului său. Prin această jertfă era mulțumit, satisfăcut Dumnezeu și în felul acesta omul ajungea la pace cu Dumnezeul împotriva căruia păcătuise. Din acest punct de vedere este vorba despre o jertfă de mulțumire. Din nou, în acest fragment se pune accentul pe slujba preoților. Avem aici imaginea, prefigurarea lucrării făcute de Hristos, a ceea ce face El și astăzi pentru noi, din poziția sa prezentă la dreapta Tatălui. El este și acum încins cu ștergarul slujirii. Iisus Hristos continuă să ne curățească. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, ne spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Dar să vedem cam care ar fi rezumatul acestui capitol. Așa cum spuneam, se continuă aici legea jerfelor începută în capitolul 6. În primele 10 versete ale acestui capitol 7 este tratată jerfa pentru vină. Se continuă apoi cu jerfa pentru pace sau jerfa de mulțumire, începând cu versetul 11 până la 38. După cum vedeți, nu sunt o multitudine de subiecte, dar vă asigur, acestea două sunt foarte importante. Să începem dar cu prima parte, legea privind jerfa pentru vină. Iată ce spune cuvântul Domnului în primele 7 versete ale acestui capitol 7. Iată legea jerfei pentru vină. Ea este un lucru prea sfânt. În locul unde se junghe arderea de tot, se se junghe și vita care slujește ca jerfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. Să-i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaele, cei doi rărung și grăsimea de pe ei, de pe coapse și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi. Preotul să le ardă pe altar ca jerfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jerfă pentru vină. Toată partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea și anume să o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru prea sfânt. Cu jerfa pentru vină este ca și cu jerfa de ispășire. Aceeași lege este pentru amândouă aceste jerfe. Vita jerfită va fi a preotului care face ispășirea. Cred că observați, ritualul jerfei pentru vină respectă exemplul celei pentru păcat. Deși este adusă pentru acte păcătoase, celui care aduce jerfa îi se amintește că jerfa este sfântă. Din punctul acesta de vedere, cred că nu putem sublinea îndeajuns de mult însemnătatea și meritul Domnului Iisus Hristos. Dacă ne-am putea vedea așa cum trebuie natura noastră păcătoasă, precum și păcatele făcute de noi în toată grozăvia lor, vom înțelege și măreția și sfințenia Domnului nostru Hristos. Dragi prieteni, nu veți putea să-L apreciați pe Iisus Hristos ca mântuitor personal la adevărata Lui valoare dacă nu sunteți gata să acceptați că sunteți păcătoși. Și nu eu sunt cel care vă declară păcătoși. Cuvântul lui Dumnezeu o face, Sângele este menționat aici, dar nu cu aceeași amploare ca în cazul jerfei pentru păcat. Ni se spune totuși că există o singură lege pentru acestea două. Apare pericolul de a socoti sângele un lucru comun, când ar trebui privit cu reverență și reținere. Este ceva de mare preț și ar trebui să fim atenți și să nu facem un lucru obișnuit din ceva sfânt și de mare valoare. Din câte am observat, Dumnezeu insistă foarte mult asupra aspectului de sfințenie al jerfei. Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a adus-o. Iată că în cele din urmă exista totuși o parte din animal care nu era arsă. Pielea nu era arsă, ci era dată preotului. Acest lucru ne vorbește despre a fi acoperit sau îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, Dumnezeu este satisfăcut cu Isus Hristos și ne vede și pe noi în El. Este neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Tot la ce înseamnă a fi îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos a referit și Domnul Iisus în pilda ospățului de nuntă. Cel care a intrat la ospăț fără să fie îmbrăcat cu hainele de nuntă a fost dat afară. Iată ce consemnează Matei în Evanghelia pe care o scrie la capitolul 22 începând cu versetul 11. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum a intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Tot ce era copt în cuptor sau gătit în tigaie era destinat preotului. Acest dar de mâncare revenea în întregimea acestuia. Dar să trecem la jerfa pentru pace sau jerfa pentru mulțumire. Numele acestei jerfe poate să ne inducă puțin în eroare în ceea ce privește rolul ei. Așa cum precizam, în cazul acestei jerfe nu este vorba despre pacea interioară a celui ce aducea jerfa sau despre mulțumirea care cunoștință. Aici este vorba din nou despre păcatul omului și ceea ce trebuia făcut ca păcatul lui să fie iertat. Păcatul îl aduce pe om în litigiu cu Dumnezeu. Pentru ca omul să ajungă din nou la pace cu Dumnezeu, era nevoie ca omul să plătească pentru păcatul săvârșit. Dar pentru aceasta, omul trebuia să recunoască că este păcătos și că, indiferent ce face el pentru răscumpărarea păcatelor sale, este tot meritul lui Dumnezeu în iertarea lui și considerarea conflictului încheiat. Din această cauză, Dumnezeu lasă această posibilitate ca omul să recunoască oferta lui Dumnezeu și să o exprime prin această jerfă de mulțumire sau laudă. Era considerat o jerfă de bunăvoie, numai că nicio jertfă de bunăvoie nu poate veni oricum înaintea lui Dumnezeu. Să observăm, însă, textul biblic. Iată legea jertfei de mulțumire care se va aduce Domnului. Dacă cineva aduce ca jertfă de laudă, să o aducă împreună cu jertfa de mulțumire niște turte nedospite, frământate cu undele, niște plăcinte nedospite, stropite cu undele și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu un delem. Trebuie subliniat faptul că aceasta era o jerfă de bunăvoie. Motivul era o jerfă de mulțumire. Pentru noi, cei credincioși în Isus Hristos, mulțumirea are o importanță deosebită. Prin el aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui, spune scritorul epistolei către evrei, Rodul buzelor noastre ar trebui să fie aducerea de mulțumiri numelui lui Isus Hristos. Dragi prieteni, nu putem veni la biserică să ne închinăm Domnului dacă nu suntem pregătiți să-i aducem lui Dumnezeu jerfa laudei noastre. Un creștin care se plânge și critică totul și pe toți nu este într-o poziție potrivită pentru a se închina Domnului. Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jerfa lui de laudă și de mulțumire. Din toate acele daruri, să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat. Ea să fie a preotului care stropește sângele jerfei de mulțumire. Observați, vă rog, un lucru. În versetul 12, turtele și plăcintele sunt nedospite. În versetul 13, pâinea este dospită. Poate că vi se pare ciudat acest lucru. De ce trebuie să fie așa când plămădeala sau aluatul este un principiu al răului peste tot în Scriptură? În versetul 12 ne este arătat Hristos ca jertfă pentru păcat pentru fiecare dintre noi, iar El este fără păcat, fără aluat. În versetul 13, Cel care aduce jertfa mulțumește pentru participarea Lui la pace, la împăcare. Păcatele au fost iertate și acum el are pace cu Dumnezeu, dar răul nu l-a părăsit complet. Aluatul este încă prezent. Pacea cu Dumnezeu nu depinde de capacitatea păcătosului de a atinge perfecțiunea, fără de păcat. Aluatul va rămâne în continuare în noi. Cât de important este să înțelegem acest lucru? Amintiți-vă ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Credinciosul își mărturisește păcatele pentru a fi iertat și curățit, iar apoi trebuie să umble în natura sa cea nouă prin puterea Duhului Sfânt. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, le spune Pavel Romanilor în capitolul 6. Pâinea dospită era un dar ridicat. Ea trebuia ridicată spre cer. La fel, inimile noastre ar trebui să fie deschise pentru Dumnezeu, astfel ca El să ne cerceteze, să ne cunoască și să ne conducă pe calea vieții veșnice. Să ne întoarcem la capitolul 7 din Levitic, versetul 15. Carnea jerfei de laudă și de mulțumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă, să nu se lase nimic din ea până dimineața. Și în continuare, dacă aduce cineva o jerfă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie, jerfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămânea din ea să se mănânce a doua zi. Ce va mai rămânea din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc. Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jerfei lui de mulțumire, jerfa lui nu va fi primită și nu se va ține în seamă celui ce a adus-o ci va fi un lucru uricios și oricine va mânca din ea își va purta vina. Jerfa de mulțumire trebuia mâncată toată odată. Nu trebuia să se lase nimic până a doua zi. Tot așa, noi trebuie să fim aproape de Hristos mereu pentru pacea sufletului nostru și pentru a avea putere în fața ispitei. Dragi prieteni, rămâneți aproape de Hristos. El dă pace numai celor care sunt ai Lui, celor care au intrat într-o părtășie glorioasă cu El noi ar trebui să privim numai la El și să ne odihnim în El. Când descoperiți că Hristos este tot ce aveți nevoie, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va umple inimile. Toate aceste jertfe le înfățișează în chip minunat pe Iisus Hristos. Acum voi alege câteva versete din restul capitolului. Versetul 19 și apoi versetul 20. Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne. Dar acela care, găsindu-se în stare de necurăție, va mânca din carnea jerfei de mulțumire, care este a Domnului, să fie nimicit din poporul său. O persoană necurată care mânca din jerfa pentru pace era excomunicat, era scos în afara comunității. Credinciosul creștin trebuie să-și mărturisească păcatul pentru a putea intra în părtășie cu Dumnezeu. Dar să trecem și la alte versete. Versetul 22 și apoi versetul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune, Să nu mâncați grăsime de bou, de miel sau de capră. Și versetele 26 și 27. Să nu mâncați sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veți locui, cine va mânca vreun fel de sânge, va fi nimicit din poporul său. Am vorbit deja despre interdicția de a mânca sânge. Această interdicție ne amintește faptul că omul este răscumpărat prin sânge, și pe aceste mei suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu. Interdicția cu privire la grăsime era dată pentru că grăsimea era a Domnului. Mergem mai departe și citim de la versetul 28. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, Cine va aduce Domnului jerfa lui de mulțumire să aducă Domnului darul lui luat din jerfa lui de mulțumire. Să aducă cu mâinile lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul ca să lege într-o parte și între alta ca dar legănat înaintea Domnului preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aron și al fiilor lui. Din jerfele voastre de mulțumire să dați preotului și spata dreaptă, aducând o cadar luat prin ridicare. Spata aceea dreaptă să fie partea celuia dintre fiii lui Aron, care va aduce sângele și grăsimea jerfei de mulțumire. Căci eu iau din jerfele de mulțumire aduse de copiii lui Israel pieptul care va fi legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare. Și le dau preotului Aron și fiilor lui printr-o lege veșnică pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. Aron, fiilor lui și preoții primeau ca partea lor din jertfa de mulțumire pieptul și umărul. Pietul simbolizează dragostea lui Hristos pentru noi. În epistola adresată romanilor la capitolul 5, versetul 8, Pavel spune așa, Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt, spune Apostolul Ioan. Umărul exprimă puterea și tăria lui Hristos. El are puterea de a mântui pe deplin pe oricine. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va zmulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate zmulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl, una suntem. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus însuși. Domnul Iisus iubește pe ai săi cu o dragoste veșnică și poate să mântuiască de plin. Aceasta este partea noastră în Hristos. Jerfele din Vechiul Testament nu constituiau un scop în sine. Sfântul Vechiului Testament era mântuit prin credință, așa cum noi suntem mântuiți prin credință. Psalmistul spune, aduceți jerfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Dumnezeu era mulțumit atunci când jerfele erau aduse cu credință și mulțumiri. Iată ce nici se spune în psalmul 50, începând cu versetul 12. Dacă mi-ar fi foame, nu ți ar spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde în ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Jertfele aduse doar pentru a respecta o rutină, precum și cele denaturate, cele care nu respectau instrucțiunile date de Domnul nu erau pe placul lui Dumnezeu. Iată această voie a lui Dumnezeu exprimată și în cartea Maleahi, capitolul 1. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertf o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ea adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice domnul oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Zice domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul Oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul Oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată, și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai o steneală și o disprețuiți, zice domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag? Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primez din mâinile voastre, zice domnul? Nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jerfește domnului o vită beteagă căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul Oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Jerfele din Vechiul Testament arată că era nevoie de o jerfă supremă, care să împlinească tot ce ele nu puteau face, jerfă pe care o găsim în Domnul Isus Hristos. Dragi prieteni, trebuie să învățăm aici grija pe care Dumnezeu o are față de cei ce slujesc Lui. Am văzut că o mare parte din aceste jerfe erau date preoților, atât ca parte simbolică, ei fiind intermediari dintre Dumnezeu și oameni, precum și ca hrană pentru această seminție care era în întregime dedicată slujirii lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, trebuie să observăm că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care are legi bine stabilite, un Dumnezeu al ordinii și disciplinei. Lucrul acesta nu trebuie să ne sperie, ci să ne ofere siguranța că un astfel de Dumnezeu este demn de încredere și trebuie să credem în el, pentru că el își împlinește promisiunile cu exactitatea cu care vrea ca legile lui să fie respectate. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.